ziua și bine v-am regăsit! Invitata mea de astăzi este o tânără din municipiul Hunedoara care a readus la viață motivele populare. Haideți să o cunoaștem pe Flavia Achim! Flavia Achim are 26 de ani și este specializată în design grafic. A vrut să plece din țară, dar a ales să rămână la Hunedoara și să creeze tricouri cu motive populare. Cum a pornit toată povestea asta cu tricourile? Păi ne-am gândit să cumva să apreciem și noi ce avem în țară și să ducem la lumină. Probabil să facem anumite generații să se mândrească cu tradițiile noastre. Și de ce tricouri? Păi, părerea mea e că sunt mai ușor de purtat și cumva mai accesibile decât o ie sau... La preț? Și la preț. Și la preț, dar și... Nu știu, ca și obiect de îmbrăcăminte. Citisem undeva că vă pregăteați să plecați în străinătate, dar totuși ați preferat să rămâneți. Da, am zis să încercăm să facem treaba asta. Deși ideea acestei mici afaceri s-a format în urmă cu un an, lucrurile s-au pus în mișcare abia acum o lună. Eram în București, la verișoarele mele și da, am fost în vizită, deci nu a avut nicio legătură cu așa, cu alegerea subiectului. Și pur și simplu am zis, băi, înainte să plecăm, ce-ar fi să încercăm să facem noi ceva personal, din mâinile noastre și să iasă ceva care să... Practic, ne bazăm foarte mult pe ideea asta că nu ce pot eu să iau de la lume, ci ce pot să dau. Deși lumea nu mai vede chestia asta, știu, poate că nici noi nu o vedem câteodată, adică atât de apăsați suntem de ceea ce se întâmplă în jurul nostru, încât nu mai putem să vedem chestia asta. Și mai ales o punem în aplicare. Dar până la urmă, ceea ce facem noi aduce cumva un aport în zilele noastre, cât de mic ar fi. Dar eu și poate altul care vrea să facă asta ar forma un cumul, dar din păcate se întâmplă mai greu, lucrurile se mișcă mai greu în România. Și vedem și noi asta, că am făcut totuși o chestie care ar putea să fie o afacere nu neapărat mare, deși putem să visăm și la asta, că mulți alții au început așa și au ajuns departe. Deci toți au început de la nimica, practic, de la puțin. Numai că da, România este greu, foarte greu, da. Treaba a început cu etapa de documentare, care a fost una destul de anevoioasă. Înainte să începem, s-a făcut o bază. Am cumpărat și niște cărți, am încercat și să vedem cât de cât cam care era portul, cam care era semnificația, oricum. Am vrea să o ducem la alt nivel, să aducem mai mult semnificația la suprafață decât desenul în sine sau modelul în sine, motivele care se foloseau. Deși cam toate aveau o însemnătate pe atunci. Da. Pe unde ați călătorit? De unde? Din ce zone ale țării v-ați luat modelele? Foarte mult din Maramureș. Da, acolo s-a păstrat mai mult tradiția. Că
cam acolo s-a conservat cel mai bine, din punctul meu de vedere. Adică, poate și aici, la pădure, la noi, dar portul acesta, eu zic, a avut alte influențe la bază, cel pădurenesc. Nu știu, am mai discutat și cu alți oameni care au încercat să identifice de unde a pornit, dar n-au putut să găsească exact, ca și colorit și ca și motive. Dar mie mi se pare că aduce foarte mult cu portul țigănesc, deși prea puțin, adică nu știu dacă cineva și-a dat seama de chestia asta. Și ca și colorit și ca și formă. Și atunci motivele s-au folosit foarte puțin și nu prea avem inspirație aici în zona noastră, să spun. Ce modele ați găsit pentru tricouri? Păi am încercat să le luăm, după cum se vede, au o croială anume, adică să nu le luăm clasice și aduc un pic cu croiala de la IE, pentru că și IE venea cu mâneca largă, croiala era un pic lărguță la sub braț, strâmtă la mânecă, deci un pic am încercat să aducem și să intrăm în zona asta. Iar motivele? Câte motive ați găsit? Și povestește-mi puțin despre ele, cam care sunt cele mai importante. Păi, eu încerc să nu le folosesc mot-a-mot. Adică le mai și schimb, unele le folosesc așa, unele nu. Dacă vă uitați atent, unele chiar se repetă, deci probabil. La un moment dat, oricum, ca și artist, îți formezi un fel de pattern, să zic așa, adică fără să-ți dai seama. Poate că încerci să faci ceva nou, dar până la urmă tot într-un punct seamănă cu ceea ce a fost, că asta ne identifică până la urmă. Dacă ar fi să ne dăm seama, să faci o diferență între mai mulți artiști, ți-ai dat seama care îi respectivul sau... Da. Deci îți formezi un fel de stil. Și... Nu știu, am încercat prin motivele pe care le-am găsit să le îmbin în așa fel, grafic, încât să și scot în evidență ideea pe care am vrut să o reprezint, da. Nu știu ce să zic aici, furca și fuiorul, probabil am vrut să reprezint, nu știu, ca și un univers până la urmă, în care poți să intri și să accesezi. Și, practic, furca se torcea, poate și să reprezinte trecerea timpului și felul în care lucrurile au evoluat și poate că neapărat într-un mod plăcut sau... Cam câte modele? Deocamdată am ieșit doar cu 11 modele. Și doar, de fapt, sunt 12, dar unul singur se repetă și la fete și la băieți. Pentru că noi avem modele pentru fete, modele pentru băieți. Și cele mai căutate care sunt? A fost foarte bine apreciat lupul, casa suspendată. Depinde, cam astea au fost. Așa, în publicul larg, dacă ar fi așa să facem un cumul, cred că astea au fost cele mai plăcute. Deși au fost apreciate și altele, dar astea au fost mai mult. Da. Mai mult băieți sau mai mult fete cumpără? Asta deocamdată nu pot să spun. Cred că și băieți și fete până acum. Flavia lucrează împreună cu prietenul ei, Andrei. Ea se ocupă de partea de creație, iar el este cu logistica. Nu le-a fost ușor. Sistemul din România nu vine în sprijinul tinerilor care vor să își facă mici afaceri. Pe viitor însă, cei doi tineri speră să își dezvolte cât mai mult acest business. Vrem să stabilim cumva o legătură, să vină și în afară la un preț rezonabil, adică transportul să nu coste foarte mult. Adică să poți să ți-l achiziționezi, nu să coste transportul cât tricoul, atunci nu. Și mai greu, că atunci ai nevoie, cred, de număr mare să poți să faci asta. Sau un contract bine stabilit cu o anumită firmă și mai greu din România să faci asta decât... am văzut firme din exterior care fac asta și transportă peste tot în lume și un preț foarte, foarte bun. Dar de la noi să trimiți încolo e mai expensiv, da, e mai scump.
În toată afacerea asta, în toată treaba asta, ce a fost cel mai greu? Cu ce v-ați luptat cel mai mult? Ideea a fost foarte ușoară și cel mai mult, da, de birocrație ne-am lovit. Și de anumite legi care te obligă să faci. Nu poți să comanzi dacă nu ai firmă, deci trebuie să ne facem firmă. Și așa mai departe, plătit, acte, ștampile, contracte, conturi. Na, și investiția de început, dacă nu ai mare, nu poți să pornești cum trebuie. Deci atunci, fără să vrei, timpul se dilată. Și firmele pe care le-am găsit au fost foarte grele de găsit. Firmele cu care lucrăm au niște prețuri extraordinare în țară. Am sunat în toată țara, am încercat să găsim un preț, pentru că totuși ești la început și nu poți să produci în masă. Ei îți cer în masă și oricum și pentru acel volum au un preț extraordinar de mare. Deci să găsești pe cineva care să-ți facă și la preț mic sau rezonabil măcar și câte cât într-un număr mai mic e greu. Da. Pentru ca mai departe să poți și tu vinde la un preț acceptabil. Da, ei cereau în general și pentru imprimat. Am găsit firme care cereau doar de la 20 de bucăți pe model. Doar de acolo în sus. Plus noi am folosit, avem unele și digital, unele digitalul costă foarte, foarte mult și nici nu este ceea ce noi ne dorim, deși a fost foarte, foarte apreciat, pentru că altfel arată pe tricou, deci mai natural printează direct în țesătură, se numește DTG, deci e o tehnologie mai nouă. Dar acum am început serigrafia și la serigrafia trebuie să faci site și sitele iarăși costă și... Bine, într-adevăr, le achiziționez odată, dar deja când auzi o sită la 20 de euro în sus și sita ce înseamnă? Pentru fiecare culoare ai nevoie de o sită. Deci câte culori ai pe desen, atâtea site trebuie să ai. Și atunci deja prețul crește și pentru tine, personal. Procesul de realizare a tricourilor este unul complex. Partea de imprimare vine abia la final. În general, în primul rând, încerc puțin să îmi formez o idee cam ce aș vrea să fac. Deci am o idee de pornire, dar se modifică pe parcurs. Nu o las niciodată, eu cam așa am făcut tot timpul. Se modific, o las să curg așa cum vine, cumva. Și... mă uit prima dată prin anumite motive, prin anumite zone și așa mai departe și după aceea mă stabilesc cam care aș vrea să le folosesc și atunci îmbin motivele cu ideea inițială. După aceea, după desen, ar fi imprimarea și toate celelalte stickere, etichete, ambalaj până la... Da. Care imprimarea o faceți nu acasă, o faceți la imprimării. Da. Ne-am gândit și noi să ne facem un atelier, dar deocamdată eu zicem că nu se merită. Nu se merită până nu vezi dacă merge cu adevărat sau nu, dacă merită să investești, indiferent dacă e vorba de 3, 4, 5, 600, deși investiția noastră a fost enormă. Dar... am zis, măcar să nu investim și mai mult. Până să-ți faci un atelier, nu, durează. Cei doi nu vor să se oprească însă doar la tricouri cu motive populare. Am vrea să lucrăm cu lemnul, acolo deja vorbim de un atelier și de anumite scule care costă foarte, foarte mult și o investiție... mare. Ce să faceți din lemn? Am vrea să facem mobilier. Mobilier și poate și obiecte de purtat. Cu motive. Tot cu motive, da.
Da, am vrea să facem și lucruri de pus în casă, obiecte de decor, dar tot la aia se ajunge, că dacă vrei să faci... În prima dată am început că vrem să facem și ceramică, dar și acolo e vorba de un atelier și dacă vrei să faci producție mare, deja ai nevoie de cuptor și altele și altele. Numele colecției este unul special, nici nu se putea să fie altfel. De unde și de ce motiv? Păi tocmai pentru că pleacă de la motive și pentru că am fost inspirată tot timpul și mi-au plăcut tot timpul motivele care au stat cumva la baza culturilor, fostelor culturi care stau... Și cumva ele se leagă, indiferent dacă sunt din România sau sunt din Mexic sau sunt din Australia, ele chiar se leagă, pentru că de fapt ele reprezintă legătura strânsă a omului cu pământul și cu tot ce îl înconjoară, cu natura în general. Și chiar se repetă. Ați fi chiar surprinsă să vedeți câte lucruri se repetă și câte lucruri seamănă și câte lucruri s-au găsit în același timp și în România și acolo, deși nu puteau să comunice cum se comunică în ziua de astăzi. Deci, la cumva, mea, o bază comună. Da, da. Deci cumva am încercat să găsesc substratul la chestia asta și cam asta și vreau să aduc. Da. Au fost și alte idei de nume? Da. Care? Da. Infinit. Da. Dar am renunțat pentru că nu ni se părea că... Deci am făcut și logo, am făcut și numele și așa. Și a stat câteva luni bune acolo până în momentul în care și eu și prietenul meu ne-am uitat unul la altul și am zis, băi, ăsta nu merge, nu merge. Și am trecut la ăsta, la motiv și cred că chiar este cel mai bun pentru că până la urmă ăsta ar fi punctul de pornire, că am vrea să trecem prin mai multe culturi, adică să nu ne oprim. Am vrut să pornim din România pentru că aici ne-am născut și ne-am născut cu un motiv, cum totul se întâmplă cu un motiv, ne-am născut cu un motiv aici și să exploatăm cât mai mult ce avem aici, din punct de vedere artistic mă refer, și vrem să trecem și mai departe, adică să facem un cumul și să aducem la suprafață că de fapt toate au avut o legătură. Ideea de a pleca în străinătate rămâne însă în gândul celor doi tineri. Porțile rămân deschise la orice. Deși ar fi păcat să ne părăsim țara. Adică mi se pare că toți plecăm și lăsăm nimic în urmă. Știți? E păcat. Dar na, ne obligă și ne constrânge cumva. Adică pentru noi ca și tineri e foarte greu. E greu să te realizezi. E greu să și un produs să-l aduci pe piață și să te faci cunoscut. Și mai ales dacă pornești de la nimica și... Da, când vine vorba de bani, tot la bani se... Adică și dacă ai vrea să faci ceva și să zic, da, produci din asta, tot la bani se ajunge. Deci ai nevoie de o investiție inițială enormă ca să poți, într-adevăr, să ieși pe piață cum ar trebui, pentru că și noi am putea să mai băgăm bani și în calitate, de exemplu, în cutii, să facem totul altfel. Deci se poate duce la un anumit... Deși nu știu dacă ar fi devoratori în România pentru așa ceva. Dincolo... produsul în sine poate fi dus la un anumit nivel. Deci eu am văzut de la A la Z pus la punct tot. Și într-adevăr, un obiect de artă, de la cutie până la ambalaj, până la transmis, până la reclamă, tot. Dar, din păcate, în România cred că nici nu are rost să investești în așa ceva, pentru că nu sunt devorator și n-ar aprecia, pentru că tot la bani se reduce. Deci dacă am vrea să facem un ambalaj care să fie într-un anumit fel, tot la bani se ajunge, da. Și probabil omul ia cutia și o aruncă. Sau nici nu apreciază, da. Cu toate acestea, cei doi tineri încearcă să facă special până și ambalajul în care trimit tricourile.
Flavia personalizează fiecare cutie, iar Andrei le trimite clienților câte un cadou tradițional. Alta, Flavia și Andrei mai au un motiv să rămână. Speră că vor găsi români care să aprecieze felul în care ei transformă arta populară străveche în creație vestimentară modernă.